Ortodoxii îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Gheorghe, considerat apărătorul creștinismului. Astfel, biserica din capitală cu hramul acestui mare mucenic a fost plină de creștini care au venit să înalțe rugăciuni de sănătate pentru toți cei care poartă acest nume. Enoreașii spun că au pregătit bucate, iar după Sfânta Liturghie se vor reuni în familie pentru a sărbători. Sfinte mare mucenice Gheorghe, roagă de lui Dumnezeu! Ne rugăm Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, care este purtător de biruință, să ne ajute să biruim tot răul, să biruim toată răutatea de pe fața pământului, să prospereze dragostea, înțelepciunea, înțelegerea între oameni. Numele îl port Marelui Mucenic Gheorghe, hramul familiei sau hramul casei este Gheorghe și am fica cea mai mică, Georgeta. După Sfânta Liturghie, o să ne adunăm în sânul familiei cu cei mai apropiați prieteni și, desigur, vom cinsti acest mare sfânt. Ne bucurăm că această sărbătoare de începutul hramurilor în multe sate din Moldova. Fiecare credincios are nevoie să se roage la acest mare sfânt ca să ne dea acea putere să trecem peste obstacole în viață, peste diferite situații. Pentru prima dată de când și-a deschis ușa în octombrie 2013, Biserica Sfântul Gheorghe din Capital a sărbătorit cum se cuvine hramul Sfântului Lăcaș. Cu această ocazie a fost invitat și un sobor de preoți care au oficiat o slujbă specială. Și ne bucurăm foarte mult că anul acesta pentru prima dată sărbătorim pe acest sfânt mucenic Gheorghe, sărbătorim hramul în Sfântul Lăcașul acesta. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este acela care poartă de grijă tuturor credincioșilor, celor care vin cu dragoste, cu credință și se roagă Sfântului ca El să-i ajute în toate nevoile, să-i scoate din toate necazurile, din toate ispitele. Are o semnificație foarte mare în viața mea personală și în viața copiilor mei. M-am căsătorit cu soțul, îl cheamă Gheorghe. Copiii s-au cununat la Biserica Sfântului Gheorghe. În primul rând, creștinii a trebuit ca să se adune cu toții în Sfânta Biserică Ortodoxă și să aducă mulțumirea lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-au primit. Peste 57.000 de moldoveni își sărbătoresc astăzi ziua onomastică. În tradiția populară, Sfântul Gheorghe este considerat protectorul naturii înverzite și al animalelor. În această zi, oamenii își stropesc cu aghiazmă gospodăria și vitele pentru a ține departe spiritele rele și pentru a avea un an roditor.